Bună seara, i-am întrebat pe elevii dumneavoastră dacă a fost un punct câștigat sau au fost două pierdute și mi-au spus în unanimitate de voturi că au fost două pierdute. Cum vedeți dumneavoastră situația? Da, suntem dezamăgiți pentru că de când sunt aici, nu știu, 2 ani și ceva, nu mi-aduc aminte să fi marcat vreun gol de maniera în care au făcut-o Botoșani, adică noi făcându-le cadouri, două cadouri, un cadou în prima repriză, un cadou a doua repriză, un meci greu pe un teren foarte greu în care încercăm să jucăm, să construim, muncim foarte mult, să ducem mingea la finalizare, să avem ocazii și în momentul în care greșim suntem taxați. Pentru că asta a făcut diferența, greșeli majore, dar trebuie să trecem peste, suntem bărbați, mergem înainte, dar exact cum ai spus și tu sau cum au spus și băieții, într-adevăr consider că am pierdut două puncte. A fost totuși un meci animat, un pic altfel față de majoritatea meciurilor din Liga 1. A avut ochiul privitorului ce să vadă. Da, un joc care, până la urmă așa s-a și întâmplat, dar aștepta greșeala. Noi am încercat să controlăm joc, am avut o posesie bună, ei așteptau contraatacul. Astea au fost situațiile care ne-au pus probleme pe pierderea mingii, pentru că, repet, terenul destul de rău și asta a făcut ca să apară multe greșeli la mijlocul terenului. Dar așa băieții și-au dorit, din punct de vedere al efortului, n-am ce să le reproșez, însă trebuie să fim pragmatici, să ne adaptăm terenului, până la urmă un pas la portar pe astfel de teren este un risc foarte mare, dar repet, trebuie să mergem înainte, strângem rândurile, pentru că suntem o echipă, este un vestiar unit și până la urmă cine greșește, ceilalți trebuie să-l acopere, să-l ajute, ca pe orice jucător se poate întâmpla oricui. De data asta au fost Cătă și cu Buti, altă dată poate fi alt jucător. Important să rămânem uniți, să rămână uniți și să muncim bine în continuare, pentru că și până acum a făcut-o foarte bine, dar trebuie să scoatem greșelile din context, pentru că de câte ori am greșit, am fost taxați. Ați sperat mai mult după minutul 68, atunci când a fost eliminat jucătorul Botoșaniului? Da, normal, am avut superioritate, trebuia să ducem mingea mult mai repede la marge, să venim cu centrări, n-am făcut-o tot timpul, au apărut câteva situații și pe faze fixe, dar la ocazii mari nu am avut, chiar dacă am avut superioritatea numerică. La urmă, normal, cu eliminarea lui Mino, s-a echilibrat, chiar dacă era destul de târziu, dar repede, suntem supărați, chiar am venit aici cu gândul să câștigăm, urcam pe locul 6 în clasament, totul era pozitiv, ca să spun așa, dar n-avem ce să facem, se întrebe campionatul, trebuie să revenim după zilele libere și să ne pregătim, pentru că ne așteaptă încă o săptămână după această pauză încărcată cu acel meci și acea restanță cu FCSB-ul între două etape. Apropo de locul 6, anul trecut l-ați ratat doar pentru că a existat o depunctare. Anul acesta care e obiectivul? Vrem să terminăm mai sus decât am făcut anul trecut. Ne dorim să acumulăm puncte, cel puțin, am spus-o mereu la fiecare flash sau conferință, cel puțin un număr asemănător de puncte ca cel de anul trecut și atunci cu siguranță vom fi sus. Dar, din păcate, pierdem puncte, ratăm mult în anumite meciuri, aducem sau muncim foarte mult să ducem mingea, cum am mai spus mai devreme, dar greșim foarte mult și luăm gol. Asta este un procentaj foarte mare pentru adversari din punctul de vedere în ceea ce ne privește pe noi pe faza defensivă. Mulțumim! Seara bună!